Nu renunță. Eu am ținut cu Chirilă. Știu că ați ținut. Dar acolo să știi că e un primar foarte bun, foarte serios. Budeanu. Da, un... A spus nu că știu a fost dacă și Pitsi Bigan mai se ocupă de așa. A spus că a fost păcălit de Chirilă, că i-a promis că iau cei investitori și nu i-a dus nimic. De partea cealaltă, Ionuț Chirilă spune că sunt condiții inumane de lucru. Ionuț Chirilă a greșit foarte cu mult ce? În momentul când i-a răspuns lui Dinu. Nu v-a plăcut nici dumneavoastră? Că toată lumea l-acuză. Și pe, el l-a lovit și pe Lucescu. El l-a lovit. Bine, și aia e un pleonaz, că momia nu poate să fie îmbălsămată. Corect. Asta să fie foarte clar. Deci... V-a deranjat prea mult? Vi s-a părut prea mult? Sigur că da. În momentul când te legi de bătrâni, cum s-a legat și de Lucescu, și de Dinu. A spus că îi blochează cariera într-un interviu dat în GSP. Îmi spunea astăzi cineva la telefon că, domne, cel care nu iubește bătrânețea să se roage să nu apuce. Și fii atent aici. Nu e bine să te legi de bătrâni, că bătrânii care au mintea întreagă, au o experiență de viață extraordinară și au în spate niște rezultate și Lucescu și Dinu, în care nu... Cât de mare a fost Dinu pentru România, domnul președinte? A fost în primii 10 fotbaliști ai tuturor timpurilor, băi, fraților. Adevărul e că să ieși fundaș de 3 ori cel mai bun fotbalist român, nu-i posibil. Hai, mă, ce, da, Dumnezeu, era un colos, mă, Dinu. L-am cunoscut de când a promovat, mă, nene. E generația mea, adică e mai mic ca mine, dar e generația 73 mea. 73 de ani are mistă. Hai de mine, mai mic cu 2-3 ani decât mine. Băi, dacă n-a... S-a exagerat la adresa lui. Băi, ăsta a fost un Hercule al fotbalului românesc. Se așa fie? A fost de... Ăsta a avut niște plămâni, niște astea... Păi, Dumnezeule, Doamne, ce fotbaliste și... De ce să nu... Băi, Dinu este un tip... Și simpatic, până la urmă. Și când simpatic, nu cred că e așa de simpatic Dinu. E băiat deștept. Domnul președinte, pe mine cazierisma și înjurat la telefon, dar are un stil de a te înjura, te povnește râsul. Domnule, asta cu simpaticul, știi ce? Așa. Chirilă e simpatic. Dinu cum e atunci, dacă Chirilă e simpatic? Băi, Dinu este un tip citit, un tip... Cu umor, până la urmă. Cu umor, o mare valoare a fotbalului românesc. Dar știți că Mister a tras primul, că l-a făcut bufon pe Chirilă. Să știi că... Eu l-am apărat pe Chirilă foarte mult și l-apăr în continuare eu. Dar a greșit Chirilă. Când mă întâlnesc cu el, am să-i spun. Păi probabil că va vedea știrea pe ProSport. Da, e. Când mă întâlnesc cu el, am să-i spun că el mai ascultă. Dar eu am încredere în Chirilă că o se va descurca. Va găsi echipă, credeți, după episodul ăsta? Dacă nu găsește, se descurcă cu altceva, că e băiat descurcăreț. Să știi că nu trebuie să-l acuzi pe un om care se descurcă în viață. Iar el s-a descurcat și după ce n-a fost antrenor. Degeaba îi spun ăștia că a vândut pantofi, pacioti și așa mai departe. Și dacă a vândut? Și care-i problema? Și dacă a vândut? Ce, a furat? A, dacă ai furat, atunci era nasol. E adevărat. Nu trebuie să-l acuzi pentru chestia asta. Omul că muncește trebuie să-l apreciezi, nu să-l acuzi. Dar nu-l acuză nimeni. Aoleu, ba câți... Da, ați văzut că se ține tare pe poziție, a spus, n-am semnat nicio reziliere, sunt antrenorul echipei. Bine, până la urmă, dacă are contract pe 2 ani cu 7.000 de euro, până la urmă, trebuie să fii nebun să renunți până la urmă dacă vor rămâne să te dea afară. Nu, dragul meu, că îți dă clubul banii și dacă e în faliment. Da, da. Stai până își revine.